În timp ce suntem lideri în Europa la infectări cu COVID-19 raportat la numărul populației, sistemul medical este pregătit să facă față cazurilor de infecție. Asigurările vin din partea Ministrului Sănătății, care a mai spus în cadrul unei emisiuni televizate că a trecut cu bine peste perioada de tratament pentru COVID-19, un lucru însă a durut-o amestecul în viața ei privată. Între timp, Viorica Dumbrăveanu a ajuns și la președinție pentru a-și lua distincția oferită de Igor Dodon. La momentul actual, noi deja ne-am pregătit, noi știam că da, cu adevărat vine sezonul rece, da, specialiștii spun că într-adevăr ar putea să existe o creștere de cazuri condiționate, inclusiv și de virozele care sunt, deci gripa sezonieră care să nu uităm, și toate aspectele date au fost luate în calcul atunci când noi vorbim de strategie. La un post de televiziune afiliat socialiștilor, ministrul sănătății a mai declarat că dacă trendul actual l-am fi avut în lunile martie-aprilie, atunci sistemul medical s-ar fi confruntat cu un colaps. Acum însă autoritățile se laudă că sunt mai pregătite. Ministrul mai spune că odată cu revenirea elevilor la școală, incidența infecțiilor crește. Totuși, nu putem vorbi de o revenire 100% a elevilor la orele online. Ei sunt cei care se întâlnesc în grupuri, ei sunt cei care merg și în zonele de agrement anumite. De asemenea, Dumbrăveanu a mai spus că a trecut cu bine peste tratamentul pentru COVID-19. Un singur lucru o deranjează însă, amestecul în viața privată. Cât privește confruntarea cu al doilea val de pandemie, ministrul a declarat: ca să existe valul 2, trebuia să se finalizeze valul 1. Noi am fost întotdeauna într-o creștere lentă, deci o evoluție și descreștere. Ieri Viorica Dumbrăveanu a mers și la președinție pentru a-și ridica distincția oferită de șeful statului. Sănătate, optimism, încredere că va fi mai bine în Republica Moldova. Anterior, președintele a declarat că Dumbrăveanu își merită distincția pentru că este o profesionistă și a gestionat cu pricepere situația pandemică. Anunțul făcut de Igor Dodon încă luna iulie, cum că intenționează să decoreze ministrul sănătății, a stârnit mai multe reacții negative venite din partea societății civile, scandalizată fiind de trendul crescător al cazurilor de infectări și laudele aduse ministrului. În săptămâna 7-13 septembrie, țara noastră a fost din nou lideră în Europa după numărul de infectări raportat la populație.